Iată că vom vorbi astăzi cu ministrul Sănătății Nicolae Băniceanu despre obligativitatea vaccinului pentru copii și vom vedea ce ne va spune domnul ministru. Bună ziua, vă rog să ne spuneți în primul rând dacă sunteți de acord cu forma actuală a proiectului prezentat și totodată vorbim despre un proiect în care sunt prevăzute sancțiuni pentru părinți, dar și amenzi pentru instituții. Bună ziua! Vreau să vă spun că, într-adevăr, am primit acest draft, acest proiect finalizat, făcut de specialiști, deci epidemiologi, medici de familie, reprezentanții ai Agenției Medicamentului, ai Ministerului Sănătății, deci toți cei care, practic, se pricep la acest aspect. Sunt de acord că trebuie făcută o lege care să prevadă aceste lucruri, pentru că altfel totul rămâne la latitudinea nimănui și se desfășoară haotic, așa cum ați văzut și până acum, iar acoperirea vaccinală în România a scăzut foarte mult, fiind un semnal de alarmă tras de OMS. De aceea a pornit și această inițiativă. Vreau să vă spun că forma actuală nu este deloc departe de ceea ce există în alte țări din Uniunea Europeană, nu prevede sancțiuni însă pentru familii, pentru părinți, așa cum s-a spus în presă, însă bineînțeles că fiind doar un proiect, poate fi corectat, poate fi îmbunătățit, ajustat și eu sunt dispus să acceptăm toate comentariile, bineînțeles, pertinente. El va fi dezbătut și în Parlament, și în Senat, și în Camera Deputaților. Deci toți cei care au de adăugat sau de, nu știu, un dezacord față de proiectul propus de specialiști, se pot adresa și acolo și pot amenda proiectul. Însă intenția noastră este aceea de a regla, de a reglementa în sfârșit toată această situație, da? De a nu mai avea discontinuități în asigurarea cu vaccin, în acoperirea cu acoperirea copiilor, practic, și a tuturor categoriilor care au nevoie de vaccin și atunci eu consider necesară adoptarea unui astfel de proiect. Bineînțeles, într-o formă care va fi considerată de către Parlament. Chiar și când este vorba despre faptul că copiii care nu ar fi vaccinați nu ar fi primiți la școală? Și asta este o discuție. Aici vreau și eu să văd până la urmă toată argumentația. Specialiștii spun foarte clar, dacă există riscul de a-i defavoriza, de a-i îmbolnăvi pe ceilalți, atunci normal că trebuie luate niște măsuri. Dar problema care se pune de fapt cu refuzul la vaccinare, că sunt familii care nu vor sau părinți care nu vor lucrul acesta, trebuie să se facă în momentul în care părintele este foarte bine informat, de aceea se constituie niște comisii județene care vor analiza fiecare caz, iar părintele își va da sau nu acceptul pentru vaccinare. Oricum, fiind la stadiu de proiect, repet, se poate discuta absolut orice propunere. Noi luăm și vom discuta la Ministerul Sănătății și cu cei care sunt pro această lege și cu cei care au de adus îmbunătățiri și, repet, intenția este de a face ceva similar cu ce există în Europa și de a face ceva funcțional. Nu credeți totuși că li s-ar încălca dreptul la educație copiilor care nu ar fi primiți la școală? Nu vrea nimeni să încalce niciun drept și nu vrea nimeni să defavorizeze nici pe altcineva. Adică ne gândim la drepturile tuturor. În primul rând, dreptul la sănătate publică, nu? Dreptul de a avea o viață normală și ordonată. Normal că nu și aici discuția și, repet, se poate analiza dreptul de a alege al fiecărei familii și al fiecărui părinte pentru copilul lui. Deci le discutăm și, repet, decizia finală o ia Parlamentul. Noi vom avea și noi un punct de vedere, dar una peste alta fac un apel și la jurnaliști și la toți să trateze cu calm această inițiativă legislativă și să aibă încredere în specialiști și noi că vom ține cont de toate părerile. Deci nu va fi cineva fără să fie ascultat. O parte dintre copii nu ajung să fie vaccinați pentru că există discontinuitate în aprovizionarea cu vaccin și vreau să vă întreb dacă obligații ar fi și pentru stat. Tocmai asta spuneam, dacă v-ați uitat, acolo sunt foarte multe obligații prevăzute pentru autoritățile locale, inclusiv pentru a asigura stocurile de vaccinuri, pentru a elimina aceste discontinuități de care vorbiți dumneavoastră. Da, sunt prevăzute.
Ultima întrebare, când va intra în vigoare acest proiect? De când va deveni obligatorie vaccinarea? Deci, un calendar obligatoriu există și acum de vaccinare, dar acest proiect ar putea fi dezbătut și adoptat, să spunem, până la finalul anului, deci chiar până la finalul acestei sesiuni legislative, și ar putea intra în vigoare, bănuiesc că după 6 luni de la, promulgarea de către președinte. Vă mulțumesc frumos! Așadar, ați auzit și dumneavoastră, vorbim despre un proiect care nu se află încă în forma finală și încă se mai lucrează la el, ulterior va fi pus, desigur, și în dezbatere publică.